procurorii Direcției Naționale Antifraud au cerut în ultimul moment al dezbaterilor din dosarul retrocedării plajelor de la Înalta Curte de Casație și Justiție ca magistrații să pronunțe o pedapsă pentru Cristian Borcea. Acesta fusese achitat inițial pe fond. Fostul acționar al clubului Dinamo s-a declarat nevinovat în ultimul cuvânt. Solicitarea reprezentantului DNA a venit în replica seară, după ce avocații din dosarul retrocedării plajelor au solicitat respingerea apelului procurorilor anticorupție și achitarea clienților lor. În ultimul cuvânt, fostul acționar de la Dinamo, Cristian Borcea, și-a susținut nevinovăția. Domnule președinte, onorată instanță, sunt nevinovat deoarece eu am cumpărat drepturi litigioase. Nu am avut legătură cu comisiile sau cu persoanele de la care a cumpărat Giurgiucanu. De aceea am și dat procură lui Giurgiu Canu. Instanța Supremă a finalizat aseară dezbaterile în dosarul retrocedării plajelor. Aceasta urmează să se pronunțe pe data de 29 ianuarie. La ultimul cuvânt al inculpaților au lipsit Radu Mazere, care a fugit în Madagascar, și Nicușor Constantinescu, cel ce a refuzat să semneze citația în penitenciar și a solicitat să fie judecat în lipsa.